E un risc prea mare acesta să sar la concluzie, așa cum am văzut pe cineva la o fântână cu apă, o fântână din aceasta care apeși pe un buton acolo și curge apă, s-a plecat să bea puțin și a plecat de acolo, a scuipat și a plecat mai departe. Mă duc și eu după, pornesc fântâna din nou, mai stau 2-3 secunde, apă rece. N-a avut răbdare să curgă puțin, a fost caldă într-adevăr prima dată, dacă avea un pic de răbdare, așa, a sărit direct la concluzie. Deci dacă asta este caldă, toată apa e fiartă, însemnează. Riscăm să facem lucrul acesta în dreptul oamenilor. Riscăm să facem lucrul acesta în dreptul experiențelor noastre de viață. Spunem că toată viața o să fie apă călâie sau caldă, cum este asta. Riscăm să facem lucrul ăsta în dreptul lui Dumnezeu la un moment dat. Când ceva se întâmplă în viața noastră, atunci riscăm să generalizăm. Și uităm prea multe când generalizăm, uităm prea multe. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Chiar dacă acum e într-adevăr un moment sau o situație prin care trecem, suntem în tranzit. Important nu este neapărat dacă suntem sau nu în valea umbrei morților, ci important este cine e cu noi. Altfel și în cer, dacă am fi singuri, n-ar fi cu noi cine trebuie să fie. N-ar ajuta la nimic. Dragii mei, în această seară, Sfintele Scripturi ne vor conduce într-un studiu care mie mi-a cucerit profund sufletul și vreau să spun că, fără să știu, am trăit aceste lucruri pe drumul vieții, dar acum când le-am găsit în Scripturi, m-au bucurat așa de mult. Mă bucur când mai aud o idee la altcineva predicată, mă bucur când o găsesc într-o carte sau un lucru. Am un fel de confirmare pe drumul acesta. O să revenim la textul care de atâtea ori l-am împărtășit și trebuie să ne întoarcem la el întreaga noastră viață, atâta timp cât în sufletul nostru vor mai fi simțăminte și emoții și gânduri și planuri. Cât mai bate inima noastră, va trebui să ne întoarcem din nou și din nou la izvoarele vieții noastre personale. În Epistola către Filipeni, capitolul 2 și de aici versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Ce gând era? Aș vrea să știu. Dacă nu știu ce gând era în Hristos Iisus, de unde să știu ce gând poate să fie? Trebuie să fie în mine, trebuie să știu neapărat. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă e vreo mângâiere în dragoste, dacă e vreo legătură a Duhului, dacă e vreo milostenie, vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Dacă la mijloc între noi ar fi doar acest fel de lucruri, și dacă toți am tinde spre împlinirea lor, să simplificăm lucrurile. Dacă la mijloc ar fi numai proslăvirea și înălțarea numelui lui Dumnezeu, acesta ar fi obiectivul singular al vieții noastre a tuturor, vă asigur că fără să facem niciun fel de repetiție, probabil am cânta una din cele mai frumoase cântări care pot fi ascultate de îngeri chiar, datorită faptului că avem un țel comun și fie că mâncăm, fie că suntem în altă parte, tot ce facem avem în minte și în suflet înălțarea și proslăvirea lui Dumnezeu. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă. E bine să te întrebi, vreau să rezolv o problemă. Bun, foarte bine. Dar după felul cum vrei să rezolvi, deja e nerezolvată situația. Dar mă rog, acum să vedem. Când apare o astfel de treabă, e bine să mă întreb dacă nu cumva e la mijloc vreun duh de ceartă. Dacă nu, duh de ceartă, ce înseamnă asta? Păi este un fel de drog. Sunt oameni care sunt addicted, sunt dependenți de drogul acesta. Simt nevoia să se certe. Dacă nu e cineva în prea, m-aș certa cu cineva acum. Serios, păi caută, uite copacul ăsta, ia-te de el, că el nu se supără. Zi tot ce vrei. Sau uite-te în oglindă și încep și zi tot cât este. Ăsta e duh de ceartă. Cineva are duh de ceartă. Cineva are duh de pace. Cineva are un duh mut, cineva are un duh surd.
Toate aceste lucruri sunt dublate, lucruri biologice, materiale, dar sunt dublate în lumea spirituală. Și e bine să mă întreb, ce fel de duh mă mână pe mine acum când vreau să zic aceasta sau să fac aceasta, sau să nu zic sau să nu fac acest lucru? Ce fel de duh mă mână? Aceste lucruri asupra care a atras Iisus atenția lui Ioan. Acțiunea ta de a incinera pe samariteni dintr-o mișcare asemenea prorocului Ilie, interesant este că din toată viața lui Ilie doar episodul ăsta l-a ținut minte, cu focul peste oameni. Rest, n-a știut, dar ăsta l-a marcat pe el, probabil, din copilărie, ascultând povestirea, că ăsta a rămas. Este foarte important că vrei să dai foc pe oameni și să incinerezi dintr-o mișcare pe toți, dar ai depășit cea mai importantă etapă a existenței umane. Nu te-ai întrebat ce duc te face să spui chestia asta. Că într-o zi, într-adevăr, a căzut foc peste oameni și altă dată a căzut foc peste un oraș întreg. A mai căzut foc în istorie peste oameni, nu e prima dată. Dar întrebarea nu este dacă a căzut sau nu foc, ci nu știi ce duc te îndeamnă. Sau Petru care vrea să instruiască pe Iisus. Principala problemă nu era conținutul instruirii acesteia, principala problemă era din ce duh vine chestia aceasta. Dacă nu trec în grabă peste această etapă și mă consult cu Dumnezeu, într-o fracțiune singură, nu trebuie mult, nu știu câte studii trebuie, nu trebuie făcut nu știu ce. Dacă îmi iau acest timp și nu mă încumet să mă arunc pe drumul vieții fără să cer identitatea gândul ăstuia, tu de unde vii, măi? Îmi vine să fac nu știu ce, îmi vine să mă duc nu știu unde, îmi vine să zic... Foarte bine, de unde vii? Cine ești? Vă spuneam că am un prieten în Florida care transplantează păr. Și l-am întrebat dacă de ce nu ia păr după la negri când mor și să le ia părul, să-i jupoaie, să-i scalpeze și după aceea să-l vândă, să-l transplanteze la alții sau să-i pună să doneze o fâșie de... Și mi-a spus, zice, nu se poate transplanta niciun fir de păr de la un om la altul. Cum ai transplantat din capul unuia în capul altuia? Imediat îi cere identitatea, corpul, de unde ești, cine ești, dăm parola, nu știe, pac, la omor pe loc. Nu se poate transplanta de la gemeni un fir de păr la un altul. Cum l-ai mutat dintr-un cap într-altul, l-a și omorât. Mi-a spus că în o operație îndrăzneață a fost aceea când au încercat să transplanteze de la siamezi, de la corpurile acestea lipite, a încercat să transplanteze dintr-un cap într-altul, l-a omorât pe loc. Fiecare fir de păr are ștampilă, are cod, are parolă, are identitate și corpul are un sistem de pază încât nu poate să fie plantat un fir de păr aici fără să fie întrebat de unde vii. Dar poate să fie plantat un gând, interesant. Poate să fie plantat. Nu poate să fie plantat un ficat, nu poate să fie plantată o inimă, un rinic, nimic absolut, pentru că într-un timp de corpul îi va cere identitate. Dă-mi actele, vreau să știu cine ești, de unde vii. Ăsta nu știe cine e, de unde vine, sau știe altceva, dă un alt, ca un avioanele care zboară pe aici, sunt întrebate de la sol, cine ești? Trebuie să dea parola, trebuie să dea codul. În zbor pe aici, dacă pilotul nu dă codul jos, trage în el imediat, pentru că este clar că e străin de spațiu. Dar prin mintea noastră trec astfel de lucruri destul de multe, ba, dimpotrivă, unele care trec și care au ca izvor puterile demonice, literalmente, în afară de faptul că nu sunt întrebate, nu sunt identificate, sunt chiar confundate cu gândul lui Dumnezeu. Va veni vremea când unii oameni vă vor omorâ crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Unii bârfesc crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu, unii fură crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu, un om poate să facă un rău crezând că, fără să ceară identitatea gândului ăsta, de unde este acest gând? De unde vine acest gând? Unde duce acest gând? Care sunt roadele? Astăzi am avut eu o convorbire destul de lungă la telefon cu cineva și mi-a spus, bine, așa am să fac, dar nu este ușor să te asculte omul pe tine. Și zic, eu n-am spus nimănui să mă asculte pe mine. Zic, ai văzut că eu am citat niște lucruri care ți le-am spus. Dar dacă nu iei pe drumul ăsta și ai să o iei pe un alt drum, nu poți să ajungi la aceeași destinație. Drumul ăsta a fost trasat de Domnul, El ne-a spus să mergem pe aici. El garantează că vom ajunge la destinație. Și avem încredere în El și o luăm pe aici, dar poți să refuzi să o iei pe aici.
Să aveți în voi astfel de gânduri, nu din duh de ceartă, nici din duh de slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Să luăm în serios treaba aceasta, să știți că în vecinul meu sunt lucruri pe care le-am de învățat. Săptămâna trecută am citit că în momentul în care un pastor vine într-o biserică să predea, omul a pierdut startul. El trebuie să vină într-o biserică să dea și să primească. El dă ce are bisericii și biserica îi dă ce are ea. Și când se termină, toată lumea rămâne îmbogățită. Dar altfel, dacă este numai așa one way, știți, sens unic, unidirecțional, Dumnezeu nu colaborează în astfel de plan. Sunt ale noastre, sunt lucrurile noastre. Ne cântăm unii altora, ne predicăm unii altora și așa mai departe. Atmosfera Duhului Sfânt este aceea de a permanentului schimb, în care Iisus a trimis la un moment dat copii să învețe pe un bătrân, a trimis peștii mării să ne învețe pe noi, a trimis viețuitorile natura, fel și fel, a trimis pe Israel să învețe ceva de la neamuri. Voi de mine, nici vorbă de așa ceva. De ce aduceți-vă și întrebați voi acolo? Și vedeți cum se comportă acești oameni. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi, deci, gândul acesta, vrea să spună Biblia. Când vorbim de gând, ca și în multe alte lucruri, suntem superficiali. Noi obișnuim să vorbim despre viteza gândului. Merge cu viteza gândului. Instant, cu alte cuvinte. Rare ori am vorbit despre puterea gândului. Și Scriptura spune că este un lucru foarte serios. Da, foarte serios. Puterea unui gând. Ce schimbări, ce transformări poate să facă el în ființa noastră? Ce schimbări poate să facă în viața altcuiva și în viața lumii întregi? O idee, un gând. Când se va vedea ce a stat în spatele marilor masacre din lumea, din istorie, rămâi încremenit. În China a murit ceva zeci de milioane de oameni pentru că Mao a avut o idee, a avut un gând. În Rusia milioane și milioane de oameni au murit. Omorâți, ce nu s-a imaginat ce masacru a fost acolo? Nu știu de ce vorbim de Auschwitz atât de mult și de astea, pentru că vorba de evrei și ei știu să facă reclamă serioasă, dar dacă ar fi fost tot evrei în Asia să arate câți chinezi au fost omorâți de japonezi, dacă ar fi cineva ca să spună câți ruși au fost omorâți de Stalin, de ruși care a fost acolo. Cred că am uitat de Germanie și de război și de lucrurile acestea. Și când te gândești că totul a pornit de la un gând, de la o idee, cât de important este când ne gândim la propria viață și ne dăm seama ce am gândit într-o anumită instanță, la o anumită intersecție, ce raționament am avut să o iau într-o parte sau în alta și am luat-o pentru restul vieții. M-a costat lucrul acela până la moarte. S-a încheiat. Un gând. Cât ar fi fost, ce m-ar fi costat ca să mă opresc o clipă și să supun lui Dumnezeu acest gând. Și să spun, Doamne mea, vorba, Tina mi-a dat un telefon când era mică de tot. A zis, tată, mi-a trecut un gând pe minte. Și ce să fac cu el? Și am zis, lasă-l să treacă mai departe, mă, fată. Mi-a trecut un gând rău pe minte, așa mi-a spus fata. Și am spus, lasă-l să treacă mai departe, mă, fată. Nu e nevoie să te... Fă-te că nu-l cunoști. Lasă-l să treacă mai departe. Să aveți, dar în voi, gândul care era în Hristos Iisus. Iubiți frați, Dumnezeu nu definește omul după ceea ce face sau ce nu face. Asta facem noi. Asta face fariseul. Asta face legalistul. Niciodată la judecată nu va fi respectat acest criteriu după care noi numim anumiți oameni înălțați pe alții într-o poziție mai de jos. Dumnezeu are alte măsurători, alte criterii. Dumnezeu nu judecă după ceea ce face sau nu face un om. Dumnezeu judecă după ceea ce gândește un om, după ceea ce este el înăuntru lui. Pe baza aceasta va avea loc judecata. Și noi am fost așa de atenți și așa de harnici ca să curățim partea din afara blidului. Am auzit obsesiv expresia imaginea bisericii, frate, imaginea bisericii. Domnule, nu te supăra, asta e mască. Imaginea este înăuntru. Aceasta e ceea ce măsoară și vede Dumnezeu. Ia uziți ce spune Mântuitorul. Dacă cineva a văzut o femeie și n-a făcut nimic. Dumnezeu nu judecă după ce a făcut sau n-a făcut omul ăla. Judecă după ceea ce a gândit sau n-a gândit omul acela.
Asta este judecata lui Dumnezeu. Nu este scăpare de la așa ceva. Eu nu sunt cel ce sunt văzut a fi. Nu sunt cel ce face cu tare lucru sau nu face cu tare lucru. Eu sunt cel ce sunt în lăuntru sufletului meu când nu știe nimeni acolo ce se întâmplă afară de Dumnezeu, pentru care sufletul meu este ca o carte deschisă. Noi avem tendința aceasta de a ne opri la suprafață, la vopsea. El nu va judeca după înfățișare, ci va judeca după adevăr. Nu va frânge o trestie frântă, gata, că sunteți pentru să o călcăm în picioare, mâna dreaptă sus, puneți-o jos, toată lumea, toți frații, tropăie pe acolo, gata. Și așa lumânarea asta nu mai face nimeni, mult scoate fum în adunare decât să mai... Cât sunteți pentru să suflăm de tot în ea, gata, mâna dreaptă sus, suflă în ea, dă-o afară. Fiul lui Dumnezeu nu a făcut așa ceva. Un comitet de biserică ar trebui judecat la sfârșitul fiecărui an. Ar trebui adus în fața aici, așezat pe scaune. Și judecat așa, să spună câte suflete a salvat, pe câți a întors înapoi, câte familii a slujit și le-a păzit de nenorocire, pe câți oameni a ridicat din descurajare. După aceasta ar trebui măsurată lucrarea unui comitet de biserică. După aceasta ar trebui măsurată lucrarea fiecăruia care stăm aici în banca, în băncile astea în care văd că sunt tot bune scaunele astea, au fost destul de rezine, dar puteau să fie torcite pe acum, vă spun, dacă era un material mai... Adică trebuie să... Sensul existenței noastre înaintea lui Dumnezeu este legat de aceste lucruri, nu de arătarea în afară. Farisei au mers pe drumul acesta și n-au ajuns bine deloc. Iar cine crede că poate să meargă pe același drum și să ajungă la o altă destinație, să încerce. Ar nu va ajunge la o altă destinație. Noi am luat spune Petru 1, Petru 3 cu 3. Podoaba voastră să nu stea în împletitura părului, în aur sau în purtarea de haine. Adică să umblăm fără haine sau ce să facem? Știi tu cam ce însemnează treaba asta. Da, asta am luat noi. Și am pierdut partea a doua care spune ci să fie omul ascuns al inimii. N-am auzit despre așa ceva. Am auzit de bazmale, de tunsuri, de surori, de cutare. Una săracă a emigrat din România pe baza faptului că pastorul de la biserică zicea două, trei fraze, după aceea spunea, acum să intrăm la partea surorilor, să ne ocupăm de surori acum. Și săracă așa a crescut, mi-a spus, zice, am crescut până aproape la 30 de ani, auzind în fiecare predică aceeași expresie, se ocupa de surori omul ăsta. Și până la urmă a emigrat în America, sărac, a ajuns prin Michigan. Și zice, atunci am răsuflat și o ușurată pentru prima dată în viață. Dar nu a durat fericirea mult, că într-o dimineață pe cine văd la amvon acolo în adunare, am crezut că mor. Iar am auzit aceeași predică, am auzit din nou. Să ne ocupăm de chestii. Ne-am concentrat și am pus eforturi. Au fost frați credincioși care au stat la ușă cu coșul cu bazmale și au dat bazmale la surori în ușă. Ar fi fost frumos dacă stătea cineva cu niște, cu omul ascuns al inimii să ne ofere cineva darul ăsta. Să ne dea o inimă, un duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu să ne dea bazmale, să ne dea... Ne-au căutat oamenii la degete, ne-au căutat în urechi, ne-au căutat, dar nu ne-a căutat nimeni la inimă. Podoaba voastră să nu fie asta, pentru că nu, este un gunoi, literalmente. Dar atunci ce să fie? Omul ascuns al inimii. Pentru că Dumnezeu nu judecă pe un om după ceea ce face sau ceea ce nu face. Ci îl judecă pentru ce a făcut ce a făcut și pentru ce n-a făcut ce n-a făcut. Adică judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Oamenii au fost așa de speriați, frate, să mănâncă cu mâinile nespălate. Vai, ce pericol! Și Iisus a spus, uite care este problema. Lăsați jegul la o parte, lăsați mânerele de uși, mai deschideți ușa cu cotul în zilele de Crăciun, că vă vede lumea când deschideți cu cotul și sună la psihiatrie, că s-a întâmplat ceva, în timp ce ați mâncat biscuiți cu mâna, nu cu cotul. Și așa mai departe, Iisus spune, atenție, tema nu este acesta. Tema centrală este inima, de unde ies aceste, de unde ies. Nu spurcă pe un om ce mănâncă. De spurcăciunea nu vine din afară în lăuntru. Vine din lăuntru în afară. Din inimă ies gândurile rele, uciderile. Eu am crezut că desfrânările se produc la desfrânări. Nu. Desfrânările se produc în inimă.
Acolo Dumnezeu nu judecă pe nimeni. Ce de oameni cu minți, care n-au fost niciodată judecați pentru desfrânare, ori să se pomenească călcătura legii a șaptea? Cu ce ocazie oamenii vor arăta în dreptul vieților că de fapt n-au fost niciodată judecați sau luați, totuși Dumnezeu va arăta diagrama sufletului. În timp ce în fața oamenilor ai apărut bine lustruit și șters pe afară, ce murdar ai fost lăuntru? Fariseu orb, spune acolo, curăță partea din lăuntru întâi, dacă vrei ca și cea de afară să fie curată. Aceasta este calea. Care este efectul acestor lucruri? Aceasta e definirea omului. Deci Dumnezeu nu definește omul din exterior spre interior, cum facem noi, ci El definește omul din interior spre exterior. Abia atunci pot fi înțelese acțiunile cuiva, când cineva înțelege sufletul. Acum înțeleg de ce se poartă omul ăsta așa. Da, gata, am perceput. Vezi pe unul beat, bețivu. Stai puțin. Ai uitat să întreb de ce bea. Mi-ai spus că a băut, dar ai uitat să întreb de ce bea omul ăsta. Ce îi lipsește omul ăsta? Care e problema acestui om? Ce îl chinuie pe omul ăsta? Iei sticla de mână, dă-i la și inima în continuare amărâtă. N-a rezolvat nimic. Ai tăiat frunzele, dar rădăcinile sunt acolo. Aceste lucruri definesc pe om și aș vrea să ne pierdem siguranța aceasta firească în seara aceasta și să intrăm în această neliniște sfântă înaintea lui Dumnezeu, în care a intrat David când a zis: Doamne, cercetează inima, că de acolo ieși toată mizeria asta. Eu n-am umblat cu așa ceva, eu n-am gândit gânduri nelegiuite, n-am știut că e în mine așa ceva. Acum m-am pomenit că am fost la analize și mi-a spus ăsta, nu vine să cred ce mi-a spus doctorul. Zice un om care a fost sănătos după părerea lui până acum și chiar să laudă că n-a fost niciodată la doctor. David spune, acum, Doamne, am nevoie de doctor. Acum cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Zidește-mi mine o inimă curată, Doamne, că dacă nu zidește-mi mine o inimă curată, fac chiar ce am făcut. Dar mult mai rău fac, de 7+1. Zidește-mi mine o inimă curată. Degeaba încerc eu să... Omul nu poate primi, nu poate să aibă stăpânirea asupra vieții lui decât în măsura în care e dispus să primească harul de la Dumnezeu, ca păcatul care pândește la ușă și nu va pleca de acolo niciodată, cât ai să trăiești tu pe fața pământului, păcatul tău acela nu pleacă de la ușă, să știi. Diavolul nu cedează, nu se plictisește, nu cască, nu obosește. Păcatul va pândi la ușă. Nu se rezolvă niciodată problema. Domnul nu-l va goni. Hai, acum culcă-te liniștit că l-am gonit pe ăsta de la ușă. Nu se întâmplă treaba aceasta. Ci dă putere tu să-l stăpânești. E un doctor canadian, îl cheamă Hans Sales. Omul acesta a scris și a făcut studii extensive asupra efectelor pe care gândurile omului le au asupra sănătății și vieții lui. A luat un grup de cobai. Trei grupuri. Pe unii e injectat cu stafilococ, pe alții e injectat cu o travă și pe al treilea grup i-a supus la stres. Nu le-a dat nicio travă, nici stafilococ, nici nimic, i-a supus la stres. Într-un timp destul de scurt, toate trei grupurile au murit. Unul a murit de infecție, unul a murit de o travă și al treilea a murit de stres. L-a supus la frică, l-a supus la tot felul de forme de stres. A murit exact cum au murit ceilalți. Fără să-l fi otrăvit nimeni, corpul însuși s-a otrăvit pe sine. De ce credeți că spune în 1 Ioan, aș vrea un răspuns de la voi acum, de ce spune în 1 Ioan, cine urăște pe fratele lui este un ucigaș, este un criminal? Ce, dacă mă urăști tu pe mine, însemnează că acum... Eu am și murit. Nici vorbă. E un proverb în România care spune nu mor caii când vor câinii. Nu? Să știe treaba asta. Un cal deștept nu moare când vor câinii ca el să moară. Nu are niciun rost. Este imunizat, e de toate. Poți să îl urăști până nu mai poți, că pe el nu-l deranjează prea mult chestia aceasta. Dar acolo scrie că în momentul în care urăști pe cineva, ești un criminal calificat. Ai comis crima. Care-i crima? Cum? I-ai produs stresul ăsta? Dacă vrea să primească, dar dacă nu... Să uită în jur, zice, cu cine vorbești, domne? Zi tare. Ai comis crimă împotriva proprietății vieții.
Matei capitolul 5 nu este scris în favoarea dușmanilor, în favoarea prigonitorilor, este scris în favoarea ta și a mea. Citeam într-o carte, zice, fă-ți o favoare singur. Uită de oamenii ăștia și iertă-i, termine. Nu mai turna o travă în tine pe bază că ăștia ți-au făcut un rău, că ajunge cât rău ți-au făcut. Nu continua să turnă o travă. Fă-ți o favoare ție însuți. Iartă, dar nu iartă. Iubește-l pe dușmanul tău. Pentru sănătatea ta. Dacă îl iubești sau nu îl iubești pe dușmanul tău, el rămâne la fel. Nu se întâmplă nimic cu el. El știe, asta e meseria. Dar cu tine nu va fi la fel. Tu ai să mori exact ca una din grupele astea de cobai care au murit de supărare. Savanții ruși au luat un cimpanzeu și au arătat că invidia omoară. Invidia te omoară exact ca orice otravă. Și cum te omoară? Îți îmbătrânește arterele, îți crește tensiunea la maxim, tu ai o vârstă oarecare, biologică, vârsta reală apare, adică ai 40 de ani, dar de fapt când te măsoară ai 80 de ani. Ai distrus, ai accelerat corpul și l-ai uzat cu încă 40 de ani, ai dublat. Ce au făcut? Au luat un cimpanzeu care era fericit acolo în familia lui și l-au mutat într-o cușcă vecină. În văzul lui, au adus pe un alt cimpanzeu pe care l-a băgat la bucurie acolo cu ceilalți. Ăsta, în așa hal, a murit de invidie, încât în 90 zile a fost mort. Când i-au măsurat arterele, era ca ale unui bătrân, de când lumea și pământul pe aici. În așa hal s-a otrăvit și s-a distrus. Invidia omoară. De asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să măsurăm viața după alte criterii. Când ne-a spus acolo, când îți aduci darul la altar, vezi dacă ai ceva cu cineva, rezolvă treaba asta, nu pentru faptul că banii pe care i-a adus tu sau darul tău ar fi altfel. Maica Tereza a luat bani după la ăștia din America de Sud, după în Columbia, și când i-a spus de ce i-a luat de la ăștia, a zis, păi dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Și uite, au strigat pietrele din Columbia și asta a fost. Nu, darul nu diferă în sine. Dar când ai un dar lui Dumnezeu, îți dă ocazia să te liberezi de nenorocirea care e asupra ta. Că ai ceva cu cineva și te roade continuu, te otrăvește continuu, îți otrăvește izvoarele vieții. Și darul care îl dai lui Dumnezeu, răspunsul la darul care îl dai, este că te eliberează de această treabă. Lasă darul acolo, du-te și rezolvă treaba. Când ai terminat, constați că de fapt darul nu l-ai dat, ci l-ai primit. Ai terminat. Ați observat că Iisus nu a murit încărcat? El nici n-a trăit încărcat? Se vorbește de toxine, de detoxifieri. Nu fi câte ceva, știu, pe linia asta. Dar ce toxine sufletește există, frățioare? Ce toxicitate, ce grade de otrăvire, de ură, de invidie, de patimă rea, de resentiment. În ce fel este sufletul omenesc otrăvit cu câte altele? Când vrei să faci, din cauza asta lucrează Dumnezeu. Când ți-a spus acolo, roagă-te pentru cel ce te prigonește. Nu a vorbit în favoarea celui care te prigonește, ci a vorbit în favoarea ta, că rugându-te pentru el, te eliberezi de o travă aceasta. Te pomenești ușor, îți vine să zbor, nu alta. La un moment dat nu mai ai puterea să urăști. Ce frumoasă e viața! Tot ce este scris acolo în Matei, în capitolul 5, este o favoare pe care te cheamă Dumnezeu să o faci propriei tale vieți. Asta e tot. Și tu nu vrei să faci asta pentru că nu vreau să-l iert pe ăsta. Și ce faci, bă, frate, dacă nu-l ierți? Care e problema? Ce-i faci lui dacă nu-l ierți? Sau ești supărat pe Dumnezeu, în jur de Dumnezeu și faci, zice, eu viaua, uite-te puțin unde sunt ori acolo. Tu nu vezi că îți dai singur în cap? Pe cine înjuri tu aici? Cui faci tu rău? Pe cine urăști tu? Te urăști pe tine. De asta a spus Ioan, cine urăște, să o moară pe sine. Pavel ne îndeamnă aici să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Da, 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 așa este, dar eu am dreptate în situația mea. He, ce mi s-a întâmplat mie? Ai dreptate, mă, să-ți dai în cap așa. Eu știu ce dreptate o fi asta. Mă uit la tine și nu știu dacă ai nevoie de judecător să-ți facă dreptate sau de doctor. Dar niciunul din ăștia nu te ajută. Singurul care ne poate ajuta este Mântuitorul nostru. Nu e nicio diferență între trei oameni care stau pe o clădire foarte înaltă. Să zicem că clădire uriașă, unul lucrează încolo, să stau, unul lucrează acolo, unul lucrează acolo. Toți trei cad după clădire în stradă, se fac praf. Toți trei. Să vedeți cum mor.
Unul este victima unei crime. Cineva stă ascuns într-un loc, când este ăsta, îi face vânt și l-a aruncat pe cineva și l-a omorât. Un altul e sinucigaș, s-a aruncă singur de acolo și gata, a terminat cu viața că nu mai îl iubește nu știu cine. Acest lucru este al treilea din greșeală, fără știrea lui, e un accident, a căzut de pe clădire. Este un accident. Cu toate că unul este într-un accident, altul este într-o sinucidere, altul este într-un atac, într-o crimă, cu toate acestea, la căderea în stradă nu e niciun fel de diferență. Dacă tu zici că ai dreptate să urăști, ai dreptate să nu ierți, ai dreptate să fii rău, băi, frățioare, dreptatea asta te omoară. Asta e tot. Mori din cauza dreptății până la urmă. Nu numai că nu scapă viața. Te bagă în pământ înainte de vreme, ai o viață murdară, mizerabilă, de proastă calitate. E împotriva propriei tale vieți. Mi se pare justiția lui Dumnezeu e ceva cutremurător. Ca cu acea măsură cu care măsori tu cuiva, exact acea măsură se întoarce asupra ta. În realitate nu faci nimic. N-am de unde să fac rost dintr-un film. Am rugat pe niște prieteni, l-am văzut când eram mic, dar nu știu cum se numește, n-am niciun fel de idee. Dar în filmul ăsta era o scenă, ca de obicei cu pistoale, cu nu știu cine, până la urmă unul care îl urmărește pe altul este cu pistolul în mână și l-a prins. Gata, ultima scenă, te aștept să tragă în el. Culmea și surpriză. În loc să tragă în el cu pistolul, îi dă lui pistolul. Ia, frățioare, pistolul. Ăsta ia pistolul în mână și când îl vede pe ăsta, pentru că l-a urât toată viața ca pe diavol, asta câteva clipe, după aceea tremurând ridică pistolul și vrea să tragă în el. Și când trage, glonțul iese invers. Că era un pistol capcană asta. Era un pistol capcană și glonțul a ieșit invers și s-a dus unde trebuie. Nu poți să tragi în cineva fără să-ți tragi în cap. N-ai cum să vorbești de rău pe cineva fără să-ți vorbești de rău propriul tău suflet. E o dreptate dumnezească. Cum ai pus mâna pe sârma asta cu curent electric? Și ai văzut ce bine e la pășune acolo. Când te atinge, ai văzut, trage mai încoace. Nu sunt rele chestiile astea. Ne ajută uneori când tindem să ieșim din pășune în altă pășune. Și nouă ni se întâmplă în viață anumite experiențe de același fel. Să aveți în voi gândul ăsta. E vorba de măsurătoarea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Milton scrie că omul cu mintea lui are puterea să transforme cerul în iad. Când are unul un duh de nemulțumire, poți să-i dai luna de pe cer, n-ai ce să faci, frate. Orice ar fi în lumea aceasta. El e hotărât să fie nemulțumit, n-ai ce să-i dai pe lumea aceasta. El transformă cerul în iad. Iar un altul transformă iadul în cer. Îl vezi cum trage drog, beat, face ceva asta și gata, e în ceruri. Domnule, e în iad, săracul. Acolo produce minte, acolo poate să ducă mintea omului. Transformă cerul în iad și transformă iadul în cer. Iubiții mei, de aceea avem trebuință de gândul care era în Hristos Iisus. Este o așa confuzie, o așa junglă în viața aceasta, încât n-ar fi posibil cu mijloacele acestea omenești să distingem drumul pe care trebuie să mergem. Dar Biblia promite că Duhul lui Dumnezeu ne va spune, uite, drumul mergi pe el. Ne va face atenți când vom vrea să vorbim, când va trebui să tăcem, când va trebui să facem ceva sau să nu facem ceva, în măsura în care conlucrăm cu Duhul lui Dumnezeu. Aceasta însemnează, între altele, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Aș dori să închei cu această rugăciune pe care o înalță David. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Mai aveți curaj să mai încercați o dată să mai luptați? Cred că mai puțin, pentru că de atâtea ori am încercat nu și n-am mers. Și e adevărat că n-am mers. Mi s-a părut că mergem pe cale, dar am mers pe mașină de asta de sport. Nu te duci nicăieri pe asta. Îmi dai din picioare acolo continuu. Sau cum sunt șoarecii ăștia care merg pe roata aia acolo. Merg până, dar nu se duc nicăieri, de fapt. Așa se întâmplă cu noi. Ceva nu funcționează. Ceva nu merge. Ca iarăși și iarăși și iarăși și iarăși să încercăm același lucru și iar să cădem și iar să încercăm tot acolo. Ceva nu funcționează.
ceva nu merge, ceva undeva nu merge, a fost înțeles greșit. Și iată ce a fost înțeles greșit. Biruința nu este o acțiune din partea noastră. Nu. No. Biruința nu este produsul eforturilor noastre. De asta suntem unde suntem. De asta erau oamenii ăștia pe stradă care făceau rugăciuni lungi și așa mai departe, spălau vasele pe afară. Datorită acestui lucru. Ei au luat-o de la capăt de nenumărate ori, au văzut că nu se poate rezolva și atunci au recurs la vopsea. Când o întâlni o persoană legalistă, chiar dacă n-a făcut absolut nimic în prezența ta, să fii sigur că este un mincinos și un fals. Deci omul ăsta este urzit pe așa ceva. Un legalist. Din ce cauză? Că el va apare întotdeauna ceea ce știe că ar trebui să fie, dar nu este. El trebuie să apară așa. Atunci el va pune fațada întotdeauna, să fii sigur, să te aștept să fii mințit cu o nerușinare, dar nu poți să crezi că e adevărat de un om care zici că e serios de altfel. Dar minte de groază, pentru că ăsta este legalismul. Legalismul este în sine o mare minciună. Dă aparența a ceva care nu există. Pe când transformarea pe care o produce Duhul Sfânt începe din lăuntru și se reflectă în afară, într-adevăr, în toate lucrurile. Aceea este adevărată. Acolo, într-adevăr, domnește Iisus. Biruința nu este rezultatul acțiunilor noastre, ci este un dar. Tu ce fel de biruință ai avut? Pentru care lupți? Sau ai luptat? Sau mai lupți în continuare? Nu ți ajunge decât ori ai luat-o de la capăt și ai să lupți iarăși, iarăși vrei să lupți. Tot mai vrei să mai lupți. De ce natură e biruința ta? Sau biruința pe care o ai în viață este darul celui care a biruit și ne-a făcut părtași biruinței lui? Este una să primești biruința lui Iisus în viață? Ea va lucra cu o putere din lăuntru în afară și este alta să refuzi biruința lui Iisus și să o încerci tu. Dacă noi ne-am fi ocupat de suflet când ne-am ocupat de dietă, era ceva de capul nostru. Dacă scrieam noi tot atâtea cărți despre omul lăuntric, despre omul duhovnicesc, cât am scris despre rânduiel, reguli, ce să facem, ce să dregem, cu câtă minuțiozitate. Fiecare cu rostul lui, bineînțeles, nu ocupă niciuna locul alteia, dar riscul nostru este întotdeauna să ne concentrăm asupra lucrurilor superficiale și să pierdem esențialul din vedere. Un duh blând și liniștit, o inimă nouă, prezența Mântuitorului în viața noastră este adevărata noastră chemare pe pământ și destin pe pământul acesta. Biruința ne este oferită tuturor astăzi. Suntem invitați să ședem nu pe tronul nostru. Noi nu avem așa ceva. Suntem invitați să stăm pe tronul altcuiva. Suntem invitați să îmbrăcăm neprihănirea altcuiva. Noi nu avem așa ceva. Iar dacă avem, și în caz că neprihănirea ta te face să cazi în păcat, ori ți îngăduie să trăiești în păcate că ești neprihănit, ori dacă nu te face să nu ai nevoie de neprihănirea lui Iisus, că o ai pe ta, dacă neprihănirea ta te face să cazi în păcat, leapădă taie și leapădă de la tine, te duce la moarte. Rândemnul pentru noi este să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Și Dumnezeu să ne dea această biruință. Nu există luptă mai grea pentru ființa omenească decât să primească darul biruinței așa cum este El în Hristos Iisus. Pavel spune în Filipeni, mă rog lui Dumnezeu să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru lumina Scripturilor, îți mulțumim pentru Duhul Tău Sfânt care ne călăuzește și îți mulțumim pentru această înaltă promisiune a lui Dumnezeu că vei veni și vei locui cu noi și în inima noastră. Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne, fă Tu pentru noi ceea ce noi nu putem să facem singuri niciodată. Ne pare rău că am suferit înfrângere după înfrângere o viață întreagă pentru că am luptat lupta lui Dumnezeu. Astăzi dă-ne putere ca singura luptă pe care să o ducem este aceea, să fie aceea de a te primi pe tine în viața noastră. Și prezența ta în viața noastră își va spune cuvântul. Rămâne harul tău peste fiecare dintre noi și Duhul tău sfânt în viața noastră. Prin Domnul Iisus. Amin.